Parlamentarii au declarat ziua de 30 noiembrie zi liberă și asta nu poate decât să-i bucure pe bugetari care au parte de 3 zile nelucrătoare consecutive. Sunt români care aleg să plece la munte în această mini-vacanță, însă cei mai mulți rămân acasă. Printre ei se numără și giurgiuvenii care vor petrece această perioadă în sânul familiei. Aș vrea să merg să văd sărbătorile orașului, acasă cu familia, la televizor, cât mai liniștit și cât mai frumos. În familie. Poate într-o vizită, bamiază, în orice caz e o zi de sărbătoare și trebuie să o petrecem ca atare. Acasă, la vârsta mea pensionară, ce să fac? Și pentru că 1 decembrie este ziua românilor, giurgiuvenii au dorit să le adreseze tuturor câteva urări de bine. O viață mai bună, ceva mai mulți bănuți în pungă și să ieșim cu toții din starea asta de nesiguranță. Multă sănătate și numai bine. Sănătate în primul rând și să griji mai puține. Să fie fericit, să fie mândri, demn de toate, tot ce este posibil, să fie mai bine. După această mini-vacanță, bugetarii se vor bucura de alte 2 zile libere. Guvernul a hotărât ca românii să nu lucreze pe 24 și 31 decembrie.